Bine v-am regăsit la Exclusiv în România. Suntem în inima Apusenilor, pe la Arieșeni. Probabil că ați auzit despre această zonă. Unii dintre dumneavoastră poate au și mers iarna acolo. E foarte frumos și iarna, aveți unde să schiați. Dar la fel de bine puteți veni și în alte anotimpuri, pentru că se întâmplă aici tot felul de lucruri. Dacă sunteți buni la mers pe munte, foarte mult mers pe munte, puteți merge în peștera Scărișoara, unde este cel mai mare ghețar din lume, pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă nu vă temeți foarte tare și sper să nu se teamă Lorelai, veți putea merge și la peștera Meziad, unde este cea mai numeroasă populație de lilieci. Și dacă sunteți buni la strecurat și reușiți să-i convingeți și pe speleologi să vă lasă să ajungeți în peștera de la Coliboaia, poate vedeți și cele mai vechi desene rupestre din Europa, vreo 30.000 de ani vechime. Dacă asta nu vi se par foarte interesantă și stați bine cu plămânii, poate vreți să vă încercați puterile cu un tulnic, să suflați în el până se întâmplă ceva, cum ar fi un sunet. Dacă nu, măcar învățați să-l faceți. Dacă nici asta nu vă convine, încercați-vă puterile pe Crișul Repede sau pe Arieș. Mergeți la rafting. Toate astea urmează să se întâmple și alte câteva pe deasupra. Și noi încercăm să o vindem pe Lorelai. Ea vrea să se ducă la un târg de fete din zonă. Nu e ușor să fii femeie în Apuseni și poate până la sfârșitul emisiunii vă spunem și cum anume se numesc soțiile moților, pentru că noi suntem în țara moților. Haideți cu noi!